începem cu lucruri relaxante. Tocmai a ieșit pe piață, bine, nu chiar oficial, un set de LEDO. Dacă te duce cu gândul la LEGO și la LED, e bine pentru că, e intenționat, este o unire a celor două cuvinte, pentru că este o unire a celor două tehnologii, a celor două lucruri. Există crămizi de LEGO, oficiale, translucide, prin care se vede, pentru care un creator, un inventator, a făcut bobine micuțe cu leduri wireless. Acestea pot să fie cumpărate la pachet, nu din România, din nefericire, dar pot să fie introduse în leduri. și dacă folosești orice încărcător wireless, dar se oferă de asemenea la pachet și încărcător pe care îl pui sub o placă mare de LEGO, transformi jucăria în jucărie care se aprinde. Sau poți să construiești, de efectiv, faci clădiri și folosești pentru curent LEDurile wireless. Acestea funcționează până la o înălțime destul de mare pentru că folosesc foarte, foarte puțin curent, nu au nevoie de baterii și sunt cool. Când te cum ar fi să pui într-o mașinuță și să te plimbi cu ea cu beculețele aprinse. Pentru pasionați foarte tare. Mergem mai departe. Iar mai departe mergem la Rusia și Putin. Recent acesta a interzis accesul Facebook, Twitter și a App store în Rusia. Russia said that Meta Platforms Facebook was being blocked For restricting channels. Agenția rusă de cenzură, Roskomnadzor, a spus că va bloca accesul lui Facebook prin faptul că a blocat paginile de media de pe platformă media deținută de stat. Nu doar Facebook, ci și YouTube au blocat accesul companiilor de stat, cum ar fi RT și Sputnik, în Uniunea Europeană din aș transmite mesajul mai departe încercând să prea controlul asupra internetului din Rusia, un lucru pe care îl încearcă de ceva vreme, nu este la fel de sofisticat ca zidul de foc chinezesc, ca firewall-ul chinezesc atunci când vine vorba de copierea tuturor aplicațiilor și nevoilor în China de aplicații chinezești, dar controlate de stat, iar cenzura rusească nu este la fel de puternică și eficientă ca în China. Se bazează mai mult pe legi și hărțuire. Uneori se reduce viteza prin care utilizatorul poate să folosească serviciul, se mai prea câte un serviciu din partea guvernului, cum ar fi VK, aceasta este compania a lui v -Contacte, un site vechi, rusesc, similar Facebook-ului. Acesta, destul de recent, a devenit proprietatea lui Gazprom, compania de stat de gaze. Cenzura este destul de dificilă în Rusia, mai ales după noi există echivalent al tuturor aplicațiilor așa cum se întâmplă în China. Iar din Rusia au dispărut o grămadă de servicii. TikTok a încetat să mai lase încărcarea de videoclipuri noi în Rusia, după ce o lege a apărut în Rusia care spunea că vei primi până la 15 ani închisoare dacă răspunzi informații false sau pe care guvernul rus le consideră false, astfel TikTok nu și-a mai asumat riscul de a lăsa utilizatorii să ajungă în acea poziție și a spus că până nu se rezolvă situația, nu se clarifică, nu vei mai putea încărca lucruri noi pe TikTok, vei putea să trimiți mesaje, dar nu să încarci. Netflix și-a închis serviciile în Rusia, avea patru seriale în deschidere și un milion de utilizatori în Rusia, dar guvernul rus a cerut deschiderea 20 de canale rusești susținute de stat pentru știri și alte mesaje pe care Netflix le-a respins, astfel și-a retras activitatea. Samsung, unul dintre cei mai mari producători de de toate din lume, a încetat să mai vândă ceva în Rusia, inclusiv chipuri de care companiile rusești aveau nevoie, ca să nu mai vorbim de telefoane, plus că a donat milioane de dolari în ajutor umanitar Ucrainei și angajații individual din compania Samsung de asemenea au donat bani Ucrainei. Apple și-a retras App Store-ul după ce a fost rugat să retragă vânzările, a retras App Store-ul și toate vânzările din țară am mai retras vânzările din țări, cum ar fi în Turcia, când inflația făcea produsele imposibil de vândut. A spus că și aici inflația se așteaptă să fie atât de mare încât să nu mai poată să cumpere oricum nimeni nimic. Distribuția, vânzarea, dusul produselor în Rusia va fi oricum dificil așa că ne retragem. Dezvoltatorul FIFA și altor jocuri EA s-a retras. CD Projekt Red, compania poloneză care a făcut The Witcher, da, The Witcher și Cyberpunk 2077, s-a retras din Rusia. Microsoft făcând anunțuri similare. EA a început anunțurile spunând că va retrage din jocuri echipele rusești din NHL și din FIFA dar a mers și mai departe spunând că nu va mai vinde nici un joc în niciun magazin, nici online, nici cumpărături în procesuri, nici upgrade-uri, nici nimic legat de EA. Microsoft, în faptul că se retrage și nu are doar computere sau sisteme de operare, are servicii de cloud cum ar fi Azure, Microsoft 365 sau chiar serviciile Xbox, o lovitură puternică retragerea Microsoft. Incheia și-a închis toate cele 17 magazine din țară. Spotify și-a închis birourile din Rusia pe termen limitat. H&M sau H&M au oprit pe termen limitat vânzările de haine în Rusia după ce FIFA a suspendat echipa rusească de fotbal de la Cupa Mondială din 2022. Mai puțin de 24 de ore au trecut și Adidas s-a retras ca sprijin al echipei naționale, a încheiat parteneriatul cu Rusia. Al doilea și mai mare cumpărător de Harley davidson din lume era Rusia, Harley s-a retras. GM, General Motors, s-a retras de asemenea în urma unui număr de factori externi, inclusiv probleme la livrare, lucruri în afara controlului companiei. Gigantul LVMH, producător de haine de lux, în care se află companii cum ar fi Dior, Fendi, Givenchy, Louis Vuitton, s-a retras săptămâna trecută din vânzările din țară. La fel a făcut și Inditex o zi mai târziu, pe 5 martie, acesta deține brandul Zara. Burberry s-a retras de asemenea Puma s-a retras, a închis 100 de magazine din Rusia, Levis, producătorul american de jeans, și-a închis vânzările în Rusia și a donat o grămadă de bani organizațiilor non-profit. Airbnb a închis toate operațiunile în Rusia, dar și în Belarus. McDonald's s-a retras din Rusia, Pepsi s-a retras din Rusia, Coca-Cola s-a retras din Rusia în aceeași zi cu Pepsi pe 8 martie. Pentru Pepsi este destul important, este a treia cea mai mare piață de desfacere, de asemenea, Starbucks s-a retras din Rusia, iar Pepsi are o istorie destul de lungă în vremea în care Coca-Cola nu era în Rusia. Pepsi era în Rusia de 60 de ani acolo. Na, se încheie un capitol din nefericire. KFC s-a retras, Heineken s-a retras, Nestle s-a retras pe 9 martie. Nestle se retrag este un lucru important pentru care are 3 fabrici în Rusia, 5.000 de angajați și este cel mai mare producător de alimente din lume. Mulți bebeluși depind de laptele la pachet Nestle. Hermes s-a retras de asemenea, mai multe agenții bancare, zeci de companii s-au retras. Aici v-am făcut doar un rezumat al companiilor pe care le cunoașteți. I'm not kidding, but this is... Acum ne întoarcem la lucruri mai vechi. În ianuarie, am vorbit și eu, a fost vestea pacientului cu probleme de inimă care a primit un transplant de inimă de la un porc. Discuția a fost destul de încurajatoare pentru oameni de peste tot din lume. S-au creat porci modificați genetic, unde gena care activa sistemul imunitar al omului care respingea organul, care respinge și organul unei alte persoane cu care compatibilitatea nu este unde trebuie, dezactiva acea genă și nu se știa momentul de față de ce a murit omul. A atacat corpul sistemului imunitar al omului în sfârșit inima sau a fost o altă problemă sau nu are nici o legătură. Compania care a produs inima a produs și urinic, un rinic, este într-un alt pacient care este în viață bine mersi în de față. Procesul de respingere al organului poate să înceapă din nefericire luni, ani de zile după ce transplantul a avut loc iar transplantarea de la animal la om se numește xenotransplantare. Zenos vine din greacă și înseamnă străin. Se studiază mult ideea xenotransplantării pentru că animalele sunt crescute în ziua de astăzi pentru mâncare, să le crești pentru organe ar fi un lucru o utilizare mai bună din punctul multor oameni de vedere. Asta a fost tot pentru azi. Vă mulțumesc pentru atenția neterminată pe care mă friți. Nu uitați de share, like și abonare, cu de notificare. E, mulțumesc patronilor, membrilor pe canal, celor care au YouTube Premium și celor care donează prin Revolut și celor care au donat în perioada aceasta Ucrainei. Împreună am donat săptămâna trecută, cred că joia am ajuns, nici nu mai știu, zile se unesc una între alta. Mâncare, jucării și pilote într-o dubă umplută până la refuz în valoare de aproape 10.000 de lei aproximativ 10 minute, Mai mult sau mai puțin, cam pe acolo. N-am stat să calculez. Gata, asta e tot. Pa!